de sărbătoare pentru creștinii ortodoxi din România, Ziua Florilor. Dar este zi de sărbătoare și pentru musulmani, pentru că suntem în a 13-a zi a Ramadanului. Noi continuăm să ne rugăm pentru musulmani în această perioadă în care ei îl caută pe Dumnezeu. Ne rugăm ca ei într-adevăr să-L descopere pe Dumnezeu și să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Invitatul nostru este Narcis Vlașin, specialist în relații dintre creștini și musulmani. Astăzi vorbim despre o țară mai aproape de noi, despre Franța și un oraș foarte cunoscut, Paris. M-a surprins, Narcis, faptul că în Paris avem 1.700.000 de musulmani. De mii de musulmani, da. Într-adevăr, sunt foarte mulți pentru o țară sau un oraș doar din Europa de Vest. Sigur, Franța... De două ori e București mai mare, dar Franța și Parisul este invadată de imigranți din fostele colonii franceze ale Africii de Nord, din Somalia, din Senegal, din Maroc și așa mai departe. Și în principal acești imigranți, care pot să fie a doua sau a treia generație, sunt locuitori ai Parisului, muncitorii care încă se întâlnesc regulat în clanurile mai mari, încă trimit bani în țările de origine, de exemplu în Mali, în Mauritania sunt mulți, da? Și continuă să fie implicați în zona respectivă, chiar dacă ei trăiesc un alt fel de islam decât îl trăiau în țările lor. Nu sunt atât de practicanți pentru că n-au timp. Societatea Europei de Vest este una care nu-ți permite să te așezi jos de câte ori vrei tu, dacă ești la o fabrică, la o mașinărie, dacă ești în trafic, nu totdeauna poți opri oriunde în Paris să-ți faci rugăciunea de 3-5 minute. Și totuși acești oameni care trăiesc într-o țară creștină, am zice noi, deși Franța este de mult o țară post-creștină, ni se spune că sunt mai mulți evanghelici într-o țară ca și Irakul decât în Franța. Sunt totuși înconjurați de creștini, sunt biserici în Franța și în Paris în special, care se ocupă doar cu prezentarea Evangheliei către musulmani. Cunosc personal oameni care au venit poate și din alte țări sau s-au mutat francezi din alte orașe, în special în Paris, pentru acest lucru, ca să răspândească Evanghelia între populațiile musulmane ale Parisului. Cu rezultate mai mult sau mai puțin spectaculoase, dar sunt mici comunități, unele chiar se întâlnesc în clădiri, altele prin case, de creștini care îl slăvesc pe Dumnezeu și care la rândul lor sunt și ei capabili să îl mărturisească pe Hristos în cercurile lor. Haideți să ne rugăm pentru creștinii din Paris ca să aibă inimă deschisă pentru musulmani și pentru musulmani, iată, dacă au avut această ocazie să vină în Europa, să-L găsească pe Hristos. Vorba vine, în Franța, la orice colț găsești câte o catedrală. Ar putea fi un motiv sau un cârlig de unde ei pot ajunge la Hristos. Tatăl nostru, ne rugăm astăzi pentru Paris, o zi de sărbătoare la români, ziua de flori, dar între musulmani nu simțim această sărbătoare, este o zi obișnuită, unii dintre ei merg la lucru, alții se îngrijorează că familiile lor din țările de baștină nu sunt suficient de acoperite financiar pentru a supraviețui. Ne rugăm pentru imigranții din Paris, te rugăm să le dai locuri de muncă, dar dincolo de locuri de muncă te rugăm să le dai ocazia să audă Evanghelia. Adesea s-ar putea să nu fie într-o catedrală, ci să fie într-o cafenea împreună cu prietenul lor creștin care știe și dorește să le mărturisească despre Domnul Iisus Hristos, care l-a schimbat pe el și care are puterea să-i schimbe și pe ei. Ne rugăm pentru acești imigranți din țări greu accesibile, mai ales țările din nordul Africii. Te rugăm pentru mulți dintre ei să se întoarcă la tine și apoi prin ei Evanghelia să ajungă și în multe părți greu accesibile din nordul Africii. Amin. Amin.
Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană. Da, intrăm în săptămâna patimilor Mântuitorului nostru. Oare cum am putea arăta și noi dragoste față de cei din jurul nostru, dacă nu chiar față de cei care sunt de o altă credință și au nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos?